face vreodată mâncare? Cine? Eleonor. Nu a făcut. Nu a făcut niciodată, nu? Dar la copii are cei mai mulți copii. Am vrut să zic ceva, dar mă țin. După difuzarea materialului la Capricile Iubirii, doamna Elena trăia cu impresia că doamna Eleonora s-a supărat. Eleonora cred că s-a supărat. De ce? Păi că i-am spus. Vreau și eu să văd ce mâncare au făcut ea de când a venit. M-a ajutat. Nu, mai bune, lăsați discuțiile astea că n-au, nu și-au rostul. Poate plec mâine și rămâne Dana. Dana, poate nu. Faceți. Poate eu nu. Nu am treabă bune. Poate nu a plecat. Hai, poate. Dacă el asta cere... Păi, da, contează de oamenii de afară. Până la urmă și eu vreau să plec. Dacă oamenii nu mă lasă, unde să zbor, unde să mă duc? De oricum mi-am făcut dușmani. Și încă mulți. Eleonora de acolo s-a dus afară. Păi tu auzi. E pe un moment. Te duci acasă la dumneata, acasă. Nu mai vezi, nu mai auzi pe nimeni. Aia da. Eu nu pot să spun prostii. Păi. Dar nu-i omenește. Da, a fost discuția despre mâncare bune? Da. Cum Dana, până încă? Când am vorbit noi în bucătărie dumneavoastră. Păi ești o pui pe blatul de la masă unde tai mâncare și faci căcii. Cine ești? Nu ești un concurent ca toți ceilalți. Am spus, nu suntem la noi acasă, nu suntem la hotel, nu suntem, suntem într-o casă cu oameni mulți. Nu ești numai tu, sau numai tu concurent, ești pe el alt. Se strâmbă când trebuie cu oamenii. Educația fiecăruia este evidentă. Dar ce-au văzut ca să strâmbi? Nu sunt lucruri normale, urât. Mai ales dacă nu omul îți face nimic. Da, eu mai am. Când cineva îmi face rău, da, poate mă mai uit. Nu cum ar trebui. Dar dacă nu omul spune nimic, nu e normal să ții la el. E bine și frumos la început. Eu făceam, ea se ducea mama săptămâni, duce la băieți. Ba tort, ba ce făceam, eu ducea. Ce-a făcut ea? Ce-a făcut? M-a ajutat. Bă, hai că nu suntem copii proști. Și o mâncare. Să mănânc și eu de la mâncare. Și tot o botează mama săptămâni. Dar la ce v-ați luat bune de... De la ce? De dimineață a intervenit, o zice ceva, doamna Eleonora? Iară, mă, e, ce să zică? Nimic. Păi da, am discutat noi da, două. Am ce înțeles. Să zică ea? Noi da. Două am fost. Da. Protagonistele, cum s-ar spune. Că ia, o zis, eu fac ciorbă, zic, hai că eu fac mazăre. Zic, carnea de pui e sus. Treaba lor, facă ce vrea. Și atunci zice Dana că și Eleonora au făcut mâncare, care copii, are trei. Ce am zis rău în asta? Ai mâncat tu mâncare făcută de ea? Da, am mai făcut și dânsă la început. Ce? Robertina, da? Ce? Ce? Pune și mie o mâncare. Ce? Mâncare? A, mâncare. Crezi că mai știu de două luni ceva? Cremă și fiert și ouă fierte? Aia nu e mâncare, draga mea. Cine consideră că e mâncare, e treaba lui. Așa că nu mai luăm cu cotita, că v-am spus, mie nu-mi place cotită, nu? Tot timpul să dau nume. Nu se dau nume, dar și alții erau luați în colimator. Păi, dar băieții ăștia nici gunoi nu poate să-l scoată de aici. Gunoiul ca gunoiul, Larisa. Dar uite scaunele. Dar îmi va picioarele. Dar pune-te, cine-o stat acolo? Niciunul de mâinile lor să le pună înapoi. Păi, dar cine-o stat? Cine-o stat? Iar în probleme. Nici Valentin și Alina nu scăpau de ochiul critic al bunicii Elena. M-au întrebat afară de relația lor. Zic, tu, Alina, ești Alina, căpoasă și paletele, el e el. Ce? Eu nu văd altceva. Că poate s-o supăra pe tine atunci. Că le-ai spus adevărul. Niciodată nu va fi un cuplu. Sau va fi numai de fațadă și când ies afară, e altceva. Pentru că s-au amândoi doi orgolioși. Eu le-am spus în față că sunt orgolioși amândoi. Ăla nu cedează, ăla nu cedează, numai în live, fie să ai mai iubitor și ai mai ciucă mâinile. Știți miarul la mine? De ce nu vorbești? Te uiți la mine să vorbesc eu sau? Nu, dumneavoastră, cum a spus asta? De asta m-am uitat, da, spune spus și bunii aceeași părere. Nu, eu spune și tu părerea, ție ți-e frică. Nu, eu nu spun, da, deci să-mi spun, nu, treabă cu Andrei și atât. Până la urmă chiar nu mă interesează care rămâne în finală, care nu rămâne. Ce ori mai fi s-o vedea, ce ori fost s-o văzut. Și ieri iară le-am zis aici, dar nu stau numai voi pe canapea, nu-i canapea voastră. Cereți cameră, o și arună, cereți cameră la hotel dacă vreți să vă... Nu așa, se procedează. Dacă trăim pe lumea
Pe unde umblă, pe unde le lasă așa, vraiște. La masă la fel, ca aia am arătat. Cum ori mâncați scaunele toate împrăștiate? Păi e cineva servitor după tine? Odată pornite discuțiile, nu se mai opreau și din nou doamna Eleonora era luată în vizor. Demioara te-a părăsit? Da, dat cu departe lui Eleonora. Da? Da, da. Nu de acum. Mai de mult? Da. Atâta o laudă și o ridică în slăvi. Am văzut că și aici a zis că nu știu ce mai enerva și pe mine, da? M-am băgat în seama. Da, că și ea au făcut și acum mă zic și ea ce da, ea da, n-a da, făcut. Da, da. De m-am enervat, de am spus, da, o fiertă și cremuș. Mhm. Și-am tors chiftelele. Da. N-am nimic cu nimeni, dar adevărul să fie adevăr. Fă dacă vrei să se vadă cât faci. Păi da. Și își talează mama săptămânii la începutul ei. Demonstrează că meriți. Că de aia s-o dezgusta și Robertina. După ce te chinui? După ce toată ziua stai în bucătărie? Pentru ce? Mai vreo mulți ani? Zic, nu. Îți face nevasta tu. Zic, nu. Apare numai când trebuie și unde trebuie ca să... Păi, n-ai văzut? Păi, ca să fie aleasă mama săptămânii. Că nu cred că a făcut mai mult decât am făcut noi celelalte mame, dar la început a fost cu lungul, cu primii cadouri. Nici cel puțin nu trebuia să se bage la Sese și la Giovanna. Dar pentru ce-o primit, zicea că la ăștia nu prea au primit. I-o dat, dar puține cadouri. Da? Da, aia i-o dat. Mi-a arătat mie bluză, batic, ciorapii, picioare, da, multe au primit. Nu fi cu, nu, hai că hap să ne prea mult spus cuvântul, din gău. Mie în viața mea nu mi-a plăcut să fiu din gău, sau pupingurist, să-i pup în toți, nu. Capricile iubirii. Comentez-o dacă îmi dați voie. Da, în vă primul rog. Rând, bunii. Și aș vrea. Am făcut mâncare. În al doilea rând, nu-mi place să mă bag peste altcineva dacă vrea să facă mâncare. Trei, nu sunt pupicurist. Și cine m-a ales să... Mama, săptămânii a fost telespectatorii. N-am fost eu, n-ați fost dumneavoastră din casă. Păi atât. Nu, că ți-am spus. Din partea mea, eu sunt același om care am intrat, nu fier numai crembuști, nu fac numai ouă, știu să fac de toate. Exact ce faci dumneata și eu știu. Am și azi mâine 60 de ani și cred că am făcut mâncare în viața mea. Nu m-am băgat peste dumneata, nu m-am băgat peste Robertina, nu m-am băgat peste Dana. Îmi dați voie, o săptămână fac mâncare cum doriți dumneavoastră. Moldovenește, nu oltenește. Nu nimeni că nu știi să faci mâncare. Noi dar nu m-am băgat nu peste. Ba, am făcut. N-am spus Dana, nimic n-am fost greșit. Amândouă. Ai ajutat, dar eu am întrebat. A făcut vreodată de la cap la coadă? Asta a fost ideea. Am lăsat-o pe bunii, fiindcă dânsa îi place. Așa, nu-i bine așa, trebuie făcut așa, nu-i bine așa. Eu nu sunt genul care mă bag. Inevitabil, adică n-ai cum să te dai după deget, că se vede tot. Nu mă dau după niciun deget. Știu să fac, am făcut mâncare întotdeauna. Am discutat, e adevărat. Dar de la asta să ajungeți nu știu unde, e cale lungă. Eu n-am avut un cuvânt de reproș la adresa nimănui și nici nu o să-am până ies din emisiune. Mi-am văzut de pătrățica mea. Bunii, da, vi se pare că nu-și merită titlul de mama săptămânii? Adică, e adevărat și eu am spus de fiecare dată, fie că e vorba de fata săptămânii, fie că e vorba de mama săptămânii, aceste titluri vin la pachet cu, evident, cu multe lucruri frumoase, dar vin și cu îndatoriri. Vi se pare că toate acele îndatoriri care se asortează cu acest titlu nu sunt îndeplinite de doamna Eleonora? Păi ca și mama săptămânii ar trebui să fie peste tot. Așa? Peste ai datoriile... Și bunii, lipsesc trei fete. Da. Patru persoane.
am ajutat pe fiecare la curățenie, și în living, și la baie, și în bucătărie, chiar dacă îmi venea rândul, chiar dacă nu venea. Era vorba de noi, vorbeam aranjat, de mâncare, nu de curățenie. Dar erau și băieți în casă, eu nu înțeleg, pe băieți nu i-a spus la socoteală? Nu, adică ei au venit și au fost acești prinți pe cal alb și ei fac doar mizerie și mănâncă și altcineva trebuie să spele și înainte, mă refer, doamna Gabriela, am ajutat chiar dacă n-au venit băieții. În ultimul timp, fiecare încearcă să-și facă de mâncare cum vor ele. N-am mai făcut. S-a aruncat mâncare, s-a aruncat salata de beef, s-a aruncat ciorbă. Nu s-a mâncat. Haideți să fim realiste. Nu întotdeauna am zis, de ce aruncăm atâta mâncare? Ne batem joc de banii noștri. Am zis-o? Uh-huh. Am zis-o? Deci nu facem nu știu cât. Aia nu înseamnă că nu știu să fac. Nu Eleonor, m-am băgat peste. Discuția era că tu nu ai făcut mâncare de la cap la coadă, să ne înțelegem. Mai să terminăm cu discuțiile astea odată. Uite, mi-ar aici. Dumneavoastră sunteți cea mai harnică și cu bunii. Asta spun eu acum. Cele mai multe păreri, dumneavoastră le aveți cu doamna Dana. Da. Da, 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 da. V-am respectat, dar de acum că tu da, nu, am să mai stau în casă, nimeni nu să mai stau în casă. Nu, dar doar cremul și fac numai ouă. Da. Haideți să chiar fim sinceri. Chiar am spus aseară de dumneavoastră că mi-era teamă că plecați. Da, dar din păcate nu se merită. Da, după mine. Nu, eu chiar sunt un corect. Nu, chestia e că și bârfa și se învârte și se duce. Și atâta, se învârte, uite așa. Eu n-am bârfit absolut pe nimeni. Nu este bârfă, sunt discuții din casă, din interiorul casei. Nu este bârfă. Am spus părere. Și nu pot să vă urmăresc pe toate. E altceva. Când nu sunt prezentă, este bârfă. Adusă persoanei respective. A venit vorba. Nu. S-a întâmplat. Nu trebuie să fii de față neapărat. Ba da, dacă ai ceva de spus, îi spui persoanei. Așa ați spus-o și voi în bucătărie. Discuțiile astea nu se dispare, ești conștientă, nu? Doamna Mioara, ce ziceți că da, e clar că sunteți deranjată. Bun, este adevărat că este gătește, nu spun că nu, dar acum mi s-a părut că întrece măsura că vorbește prea urât de doamna Eleonora, care gătește și atentă și face curat tot timpul. Și nu este adevărat, am aranjat farfurii atât, doamna, și sunt atât de aruncate peste tot, n-am zis la nimeni nimic. M-am dus, am măturat, le-am pus și le-am pus la loc. Da, acum vă mai zic o chestie, casa este mare și nu înseamnă că dacă nu gătește, nu poate să facă altceva. Adică că unul poate să spele baia, altul face curățenie. Adică eu așa văd lucrurile, nu unul să le facă pe toate, că nu e unul sclav. Și eu chiar v-am întrebat cumva, trăgându-vă la răspundere, băieții unde erau în toată conjunctura asta? Că iertați-mă, dar nu trebuie să fie prințișorii lui mami. Adică, fost, știți, prințișorii lui mami se vor duce la un moment dat acasă și vor avea o nevastă care o să le crească copii și nevestele pe vremea asta se mai duc și la serviciu și vin la fel de obosite sau uneori chiar mai obosite decât bărbații. Nu, au făcut și ei. Au n-aș făcut, vrea Gabriela, să ne înțelegem greșit. Ei nu au doar dreptul de a sta la televizor cu o bere în mână și femeia să trebăluiască pe lângă ei. Iertați-mă, dacă aveți o mentalitate ca asta, nu ne-a sorsos. Nu, au făcut și Aron și Andrei și Sese au făcut. Și Perneș a făcut, mai ales de când au venit. Că mi-a zis că lipsesc trei fete, ok, da. Dar au fost alți băieți în casă, de-aia au v-am întrebat. Și mi-au completat și băieții, le-am împărțit și am făcut. Dar vreau să zic că și înainte, de când au fost plecate fetele, tot bine, nu cu toții, zis, nu cu toții. Am zis, haide să ne ajutăm, că trebuie să ne ajutăm. Sabrina era singură, eu am fost singură, Mioara a fost singură. Am zis, haide să facem, să ne ajutăm toate între noi, să fie bine. Dar nu înseamnă că nu știu să gătesc sau nu știu să fac mâncare. Bunii vă deranjează că doamna Eleonora e... Da, sunt mama săptămânii. Da, probabil asta e. Nu, nu, nu. Eu credeți că e altcineva potrivit pentru acest titlu? Adică telespectatorii hotărăți, nu eu. Păi da, da, asta cumva asta ați contestat, doamna Elena. Eu aș fi vrut să spun, mă scuzați, că până la urmă telespectatorii aleg mama săptămânii, nu bucătăreasa săptămânii. Și mama săptămânii nu înseamnă doar faptul că mama ar trebui să stea să gătească și să facă curățenie pentru toate. Pe de altă parte, ar trebui să fie un exemplu din toate punctele de vedere. Pentru că, repet, aceste titulaturi vin cu plus, dar și cu minusuri, adică ai și îndatoriri și obligații, nu? Da, cu siguranță, da, dar exact cum a spus și doamna Mioara, doamna Eleonora în ultima vreme s-a ocupat mai mult de curățenie decât de mâncare. Și chiar își merită. Adică mama până la urmă sunt respectatorii. Majoritatea își fac mâncare cât preferă ei și au fost... gratițe întregi că am aruncat de mâncare. Și-am bun, zis, întrebarea este, vă deranjează mâncare. Că doamna Eleonora nu este atât de băgăcioasă în treburile casnice, doamna Elena? Nu mai mă deranjează nimic. E, nu, că dacă mi-l luați așa pe ăsta în brațe, nu e ok. Dacă eu îmi spun punctul de vedere, nu-i bine.
Ba da, e bine, stați de vorbă cu mine. Nu mai să-l susține. Toată lumea are. Bunica, dacă nici eu nu v-am luat apărarea, atunci eu nu știu cine v-a mai luat apărarea, serios. Că vă știți foarte bine că atunci când e să iau în brațe pe cineva, iau în brațe. Când e să-l arunc de pe piedestal, îl arunc de pe piedestal. Că asta e menirea mea aici. Nu trebuie să iubesc necondiționat pe nimeni și nu trebuie să urăsc necondiționat pe nimeni. Discutăm acțiunile, oameni buni, căci până la urmă, din toate lucrurile astea, învață și cei de acasă și iertați-mă, eu vin aici și chiar învăț lucruri de la dumneavoastră. Dar oricum, eu cred că din discuția asta se pot trage niște concluzii, că s-au spus foarte multe lucruri pe de o parte și de cealaltă parte. Se pare că doamnele așteaptă mai multă implicare din partea doamnei Eleonora la bucătărie, dar trebuie să fie, și asta are și un revers, și în partea cealaltă pe zona de curățenie. Exact. Poate trebuie să fie un echilibru, că poate doamnele simt că nu e echilibrată situația la bucătărie și na, lucrurile astea răzbat. Dar când doamnele sunt la bucătărie, poate doamna Eleonora e prin altă parte, face curățenie. La curățenie este o listă. Este o listă și fiecare în fiecare zi. Ei, da, dar dacă îți place să faci curățenie, doamna Dana, Giovana, tot timpul o văd spălând și măturând și trebăluind. Că îi place să facă chestia asta. Dar întotdeauna într-un feedback trebuie luat ceva, ce e mai bun dintr-un feedback. Odată că să trecem de supărarea asta, să nu o luăm personal, e clar că există niște supărări și dacă vă puteți întâlni la jumătate, adică e clar că există dreptate și aici. Da, deci să mă înțelegeți. Bunii îi place să gătească. Nu m-am băgat niciodată peste gustul dânsei. Are stilul de a face. Am ajutat-o oricând. Că nu am luat... Puteți să faceți dumneavoastră... Am înțeles. Doamnelor, eu cred că cel mai bine decât să stați, să vorbiți... Știți cum e? Că dacă eu cu Paula vorbesc eu despre Ion, Ion ăsta e nu știu cum și nu știu, dar dacă nu îi spunem în față, omul exact. Are de unde să știe. Exact. Serios. Dar poate găsiți o... Și mai mult decât atât, am un mesaj pentru Aron. Pentru că știu că s-a luat foarte rău de dumneavoastră astăzi, bunica. Și mesajul meu ar fi să vă lase să fiți om și să vă trăiți viața așa cum trebuie și să vă ocupați de treburile femeie și fiecare să-și vadă de treburile lui. Căci fiecare are drepturi și în același timp aveți și vârsta și experiența în a vă spune părerea. Și dacă o spun, nu-i bine. Păi, doamna Elena. Dar poate este ceva bun din asta.